Ce ține echipe? Dar ne frică. Ne frică că dar ce ține echipe, după aia ai văzut. Scoate Daua roșu. Așa mai bine vedem de treaba noastră, smeriți frumos, capul jos și capul sus, când dăm câte 5. Așa ne place nouă. Bă, acum, dacă cu Sepsi e echipă care ne era cât de cât teamă, știi? Echipă valoroasă, joacă bine, joacă bine fotbal. Le-am dat 5, i-am câștigat așa de lejer, sunt deja încântat. Iar domnului Vasara să-i spun să nu mai pună falsuri de alea trucate. Explicați-le. Nu, trucate alea, imagini video. Trucate. Alea sunt imagini trucate. Păi tu ce faci, mă? Tu ești imagini trucate? Pui? Și mai spun și încă ceva. Bă, stai, mă, tata, la tine acasă, în Grecia ta. Ce cauți la noi? Lasă-ne în pace, vezi de treaba ta, stai acolo în Grecia la tine. Ce cauți tu la noi să lucrezi? N-ai muncă la tine? Lasă-ne, mă, frate, în pace, mă. E adevărat că el poate să spună, păi ce, mă, ce v-am obligat? Voi sunteți niște sclavi care vă comandă un stăpân. Și stăpânul ăla m-a chemat pe mine. Poate să zică și așa, și aici are dreptate el. Acum depinde cât de sclavi o să fim. Dacă o să fim până la capăt sclavi, sau acum la alegeri, să vedem dacă există, dacă... Poți să spui că schimb, domnule, statutul iar. Păi tu ce faci, mă, schimb statutul? Ce ești, Putin? Îl schimb statutul, dar n-ai puterea lui Putin măcar să schimb statutul, că nu schimb statutul toată ziua acum. Înțelegi? Asta o spun, știi de ce? Pentru că s-a ajuns prea departe. Adică, bă, nici cu varul să nu fie arbitrat corect. Dom'le, că presiune, ce presiune? Du-te, mă, acasă la tine la Atena, mă, cu presiune. Vezi, mă, de treaba ta, mă. Ce cauți în România? Du-te acasă la tine. Lasă-ne în pace cu sărăcia noastră, vezi, de treaba ta. Și nu, bă, pe cuvântul meu, așa niște nervi am. Dar ce caută el? Nu-și vede treaba lui în Grecia acolo. Ce, Buleanu, du-te, mă, acolo de la Vascului, de unde ești. Vezi, de la ne pace, mă, și tu, mă, ne aduci nouă greci încoace. Lasă, nu avem noi românii noștri. Dar ce nu credeți că ar trebui să fie șef la CCA? Avem, avem, mă, destui, avem destui. E Avram, de exemplu. Și amândoi, și copilul lui Avram, și el Avram, care e bătrânul. Avem, avem și pe ăla, deacon avem. Avem, avem și ăsta, cum îl cheamă, Cațegan, care poate fi. Ce n-avem? Ce ne trebuie? Grec? Dar faptul că arbitrii nu sunt pedepsiți nici după greșeli, ba chiar sunt delegați la câte două meciuri pe dată. Cum e Florin Andrei? Păi de ce să facem, mă, dacă nu pleacă în Grecia? Să plecem, mă, să ne lasă odată în pace, mă. Dar ce să facem, mă? Dar ce să fac cu sclavii, mă, care sunt sclavi și care votează la adunarea generală? Că mizează pe asta. Asta este cea mai mare tiranie a lumii. Ca să te folosești de oamenii săraci, să le dai câteva mii sponsorizări cu tare tot pe banii lor și după aia să le șergi ei votul. Asta e cea mai mare tiranie a lumii. Cea mai mare, care nu scăpăm de tirania asta. Nu știu cum putem să scăpăm. Poate cine știe. Plângeri de grupuri organizate, nu ca Buleanu, că nu a făcut el grup organizat. Că nu el, adică nu el cu arbitrii. E altcineva, nu știu cine este. Nu știu, ei se întâmplă ceva care nu mie îmi scapă. Dar cât de grav e că s-a ajuns la explicații care nu prea au legătură cu realitatea. Păi da, dar nu, dar domne, vine și cu imagini film, trucate. Imagini trucate, păi alea sunt imagini trucate, că vezi, doamne, din tribună a filmat. Păi ce, din tribună luăm noi? Alea sunt trucate, dacă vezi, truchez eu. Eu care nu mă pricep prea mult la tehnologie și pot să fac astea șmecherii de astea. Și vine în erată nu. Păi nu e rușine așa un pic. Păi mă, în Grecia, mă. Bă, dar ce moftic, mă, nu mai văd pe ăsta odată în Grecia, mă, îmbăt. Mă, să pleci odată în Grecia, scăpăm de el, mă. Nici nu vine deloc măcar. Cu toată mă gândeam să facem o plângere. Cum iei bani? Cum Dragnea a făcut pușcărie? Păi cum îi dai tu bani, nu vine, stă în Grecia și ia bani, salarii mult, mari? Păi ce suntem noi sclavilor?